Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Marea Mureșul Azi. Invitatul din această seară este președintele Consiliului Județean, Gabriel Valerzedea. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Proaspăt întors de la Târgul de Turism de la București, aș vrea să vă întreb totuși cât de bine v-au primit acolo vizitatorii. Am văzut că ați câștigat și niște premii, cel puțin de pe Facebook, și în același timp ați dus cu noastră și foarte mulți reprezentanți ai Marea Mureșului, deși vă critică alții pe de altă parte că n-ați dus totuși oameni reprezentativi, ci doar, sigur, de fiecare dată există și critici. Acum, că ele sunt considerate constructive sau nu, asta e o altă discuție. Bun, acum nu o să încep să vorbesc despre critici. Critici vom avea la, și avem la fiecare acțiune pe care Consiliul Județean Marea Mureș o face. Important este felul în care ne prezentăm, felul în care ne văd cei din afară. Eu o să mă raportez la ceea ce mi-au transmis colegi din alte județe, președinți de Consiliul Județean, sau reprezentanți la nivel înalt ai ministerilor de la București, care au rămas nu surprinși. Au spus că n-au mai văzut un astfel de stand în România, un stand atât de interactiv, așa cum am gândit pentru acest an la Târgul de Turism a României. Am avut în spate un ecran mare în care au mers tot timpul imagini despre Marea Mureș și am avut meșteri populari alături de noi, am avut reprezentanți de seama ai județului Marea Mureș, am invitat, acum, nu știu, mai reprezentativ decât cei pe care îi considerăm noi ambasadorii Marea Mureșului, 20 și ceva de personalități ale Marea Mureșului, pe care cărora le-am oferit pe urmă acest titlu onorific, care nu are o greutate administrativă dată printr-un act administrativ. Dar vorbim de personalitățile importante ale Marea Mureșului, care au fost o parte dintre ei cu noi la târg. De asemenea, iarăși, Ansamblul Național Transilvania au reușit să impresioneze până la urmă pe toți cei care au fost acolo. Din nou, standul Marea Mureșului a avut cea mai bună locație lângă scena principală. Primul stand lângă scena principală a Târgului de Turism a României a fost din nou a județului Marea Mureș, deci ne păstrăm până urmă acest loc privilegiat pe care Marea Mureșul ocupă de ceva vreme în centrul acțiunilor Ministerului Turismului. Acum, sigur că ne bucurăm că și la vârful Ministerului Secretar de Stat este un maramureșan și vorbim despre Bogdan Tomoioagă din Borșa, din Băisei, care ajută, evident. Și el are grijă ca, până la urmă, locurile lui de baștină să fie foarte bine reprezentate. Ajută de fiecare dată, eu cel puțin vorbesc cu el de o dată la două zile, în ceea ce privește viitoarele acțiuni pe care le putem crea împreună. Deci este de un real ajutor, de un real folos să ai, până la urmă, să ai posibilitatea să promovezi la București, în administrația centrală, oamenii ai locului, care apoi, având acces primii la informația necesară, la sursele de finanțare de la nivelul ministerelor, să ajute apoi Marea Mureșul. Sigur, nu poate, și am văzut și reproșuri adresate lui Bogdan Tomoioagă, de ce nu se ocupă numai de Marea Mureș? Păi nu poate, secretar de stat la nivelul ministerului trebuie să aibă grijă într-adevăr de întreaga țară. Ministerul Turismului nu înseamnă Ministerul Marea Mureșului. Aici avem Consiliul Județean, ne ocupăm noi de aceste lucruri. Mă bucur și am mulțumit încă o dată echipei Consiliului Județean pentru felul în care au gândit în acest an acest stand, această reprezentare a Marea Mureșului acolo unde contează, la târgurile de turism. Am început o campanie cumva mai agresivă de promovare a Marea Mureșului, susținută de către Consiliul Județean, și eu cred că dă roade. Vedem pe raportările de la statistică, vedem până la urmă creșteri ale înoptărilor în județul Marea Mureș, a numărului de turiști care vin aici, și prin aceste lucruri pe care le face Consiliul Județean, instituția noastră până la urmă, de a fi alături de Ministerul Turismului în toate acțiunile lor, pentru că apoi și ei mai departe vorbesc despre Marea Mureș. Când dau anumite grupuri, le direcționează înspre noi, când dau anumite acțiuni pe care trebuie să le facă, le direcționează înspre Marea Mureș cu mai mult aplomb. În același timp vreau să mulțumesc Ministerului pentru o idee nouă pe care au făcut-o. E un proiect până la urmă cu finanțare europeană. Este vorba de a promova în fiecare an câteva destinații turistice din România mai puțin cunoscute. Și dacă Marea Mureșul
este un brand deja la nivel național și nu numai, la nivel european, din ce în ce mai mult cred că se cunoaște ce înseamnă Maramureșul. Sunt destinații punctuale și în județul Maramureș care nu sunt atât de cunoscute. Am primit locul 2 după cetatea Sucevei, care a câștigat primul locul 1, am primit locul 2 pentru promovarea făcută țării chiarului. E un lucru important, până la urmă, pentru noi ca și județ. Iar locul 3 l-a primit Sighetul Marmației, ca destinație în sine, nu doar Maramureșul ca brand, destinație punctuală, Sighetul Marmației. M-am bucurat, până la urmă, din 5 premii oferite la nivel național, 2 au venit în județul Maramureș. Asta înseamnă, până la urmă, că Ministerul în continuare ne va ajuta pe aceste destinații să le promovăm. Vor exista acțiuni punctuale de promovare a acestora, materiale promoționale care vor fi făcute în cadrul acestui proiect european, adică atragem și surse externe, nu numai lucrurile cu care putem să ne promovăm noi aici local. Ați fost criticat deseori pentru faptul că promovați Maramureșul poate cu o cheltuială destul de mare. Nu știu cât a costat tot evenimentul de la București. Întregul eveniment, cât să fi costat? 3, 2, 3 mii de euro? Mă gândesc. Mai mult, chiar nu țin minte, până la urmă, ce să fi costat. Standul respectiv nu a costat foarte mult. Deplasarea, până la urmă, a angajaților Consiliului Județean acolo nu a costat în sensul decât drumul și cazarea, pentru că restii sunt plătiți de către Consiliul Județean. Deci nu e vorba de cheltuieli foarte mari care s-au făcut, ba din contră, pentru beneficiile de imagine pe care le ai, să investești în aceste târguri de turism este absolut obligatoriu. Vorbim, până la urmă, noi vrem să vindem ceva. Ce vindem? Vindem județul Maramureș, vindem destinațiile turistice. Pentru ce? Pentru a crea apoi valoare adăugată cui? Operatorilor din turism în județul Maramureș. Sigur că investim bani publici, pentru că banii publici sunt banii noștri, ai tuturor. Îi investim acolo unde ei se pot întoarce mai apoi. Cum se întorc acești bani? Prin numărul de turiști care vin în județul Maramureș și care își lasă bani aici, pe plan local. Asta înseamnă câștigul. Cu cât mai mulți turiști care vin aici, cu atât mai mulți bani vin în județul Maramureș. Fără o promovare, niciun produs, de orice tip ar fi el, produs comercial vorbesc, uite și Maramureș și tot un produs comercial pe piața asta turistică, fără promovare, nu ai cum să crești. De ce vedeți publicitate la televizor, pe TV-uri? Pentru că oamenii își doresc să-și impună produsul lor în fața altora. E o concurență. Nu doar Maramureșul există pe piața turistică, ba există chiar multe alte destinații care sunt poate mult mai atractive. Maramureșul e totuși o destinație de nișă, turism cultural, turism ecumenic, parțial turism pe parte de schi, turism în natură, dar e tot, nu putem să facem în Maramureș turism de masă, așa cum se face pe litoral, așa cum se face în destinațiile mari turistice. Și atunci, da, avem nevoie de promovare. O să poată să facă operatorii privați promovarea asta a județului Maramureș? Nu. Atunci ne asumăm noi, ca și autorități publice, de unde? Din banii noștri a tuturor. Câștigă cine? Câștigăm noi toți. Bun, sunt de acord cu dumneavoastră că v-ați dus de data aceasta cu angajația Consiliului Județean, cu executivul Consiliului Județean, cu instituțiile din subordine, dar pe de altă parte v-aș întreba de ce la alte târguri și în special la cele internaționale, că cele din România nu sunt atractive, trebuie să fie întotdeauna și o cohortă de consilieri județeni de la toate partidele, n-am să fac acum niciun fel de diferență, adică cu ce ajută ei promovarea Maramureșului și aducerea de mai mulți turiști în județul nostru, în condițiile în care unii dintre ei cred că nici nu știu măcar o limbă sau două de circulație internațională și se duc acolo doar pe bani publici ca să fie și ei. De la toate partidele, că acolo s-a încercat cât de cât să fie un echilibru, ca să nu fie acuzații de o parte sau de alta. Dar de ce la Londra, că urmează să mergeți la Londra, la Bruxelles, ați fost la Madrid, la Berlin, peste tot trebuie să fie 5, 6, 8, 10 consilieri județeni care să facă ce până la urmă. Știu că o să-mi spuneți că la Bruxelles nu merg pe banii consiliului județean, dar au mers altă dată, o să mai meargă și până la urmă nu știu dacă vă ajută cu nimic, că tot așa sunt contre și critici de o parte și de alta, inclusiv pe acest subiect al promovării Maramureșului din punct de vedere turistic. Da, corect, aveți dreptate. Dar reprezentarea executivului Consiliului Județean și a plenului Consiliului Județean Maramureș trebuie făcută la aceste târguri.
la fiecare târg am considerat necesar să vină câte un reprezentant din partea fiecărui grup politic. Sunt patru grupuri în Consiliul Județean Maramureș, deci câte un reprezentant din partea fiecărui grup. Chiar dacă un grup, așa cum este PSD-ul, are 14 consilieri județeni și sunt grupuri care au 3 consilieri județeni, am considerat de fiecare dată că fiecare trebuie să fie reprezentat. Pentru că partea asta de promovare trebuie susținută și politic. Consilierii județeni sunt reprezentanții politici, sunt aleșii Maramureșului. Ei sunt cei care decid bugetul. Nu eu, ca și președinte a Consiliului Județean. Eu le propun lor, consilierii județeni, felul în care cred eu că trebuie cheltuit bugetul, ei sunt cei care îl aprobă sau pot să schimbe propunerile pe care eu le fac. Mai mult, la aceste târguri există întâlniri oficiale, foarte multe, în general cu regiuni, la care se pot naște înfrățiri, la care se pot discuta schimburi de experiență, de la care se pot învăța anumite lucruri. E nevoie ca plenul Consiliului Județean, consilierii județeni, să vadă și să aibă aceste exemple de bune practici din alte zone, pentru a, ca apoi să putem noi să le implementăm. Nu pot să le spun consilierii județeni, am fost eu în Madrid, e frumos, vă spun eu cum a fost acolo, uite cum fac alții. Nu, trebuie să vadă și ei, trebuie să înțeleagă și ei, ca apoi să ia deciziile cele mai bune sau să susțină unele din, măcar unele dintre proiectele pe care le avem eu și echipa de vicepreședinți ai Consiliului Județean. Deci, întâlnirile acestea bilaterale cu directorul târgului, cu ministrul turismului din nu știu ce zonă, cu președintele Consiliului Județean din nu știu ce regiune, de nu știu unde, toate aceste lucruri trebuie făcute la nivel de executiv și la nivel de legislativ a Consiliului Județean. Nu pot să trimit la un târg unde este reprezentat la cel mai înalt nivel, minister, Consiliul Județean sau poate chiar mai sus, să se întâlnească cu cine? Cu angajații ai Consiliului Județean. Pentru că ei n-au putere de decizie. Ei sunt cei care doar implementează. Și atunci, da, trebuie să fim și executivul și legislativul. Faptul că vin câte 4 consilieri județeni la acest târg nu-i cred o cheltuială foarte mare pentru toți, atâta vreme cât înțelegem că această promovare trebuie făcută de către toată lumea. Și de aceea am și cerut să fie, mi-am dorit și am propus de fiecare dată, să fie din întreg spectrul politic reprezentați, pentru că în felul ăsta nu încearcă unul sau altul să speculeze politic, populist, din păcate, împotriva celui care face o astfel de propunere de promovare. Se mai întâmplă, într-adevăr, că nu toți consilierii județeni gândesc la fel, unii sunt, nu știu, manipulați de o parte a unei prese maramureșene care nu neapărat își dorește de fiecare dată bunul mers al județului, pentru că sunt implicați unii politic, au partizanate și atunci bătălia asta politică de fiecare dată asurzește auzul maramureșenilor atunci când vine vorba despre proiectele importante, atunci când vine vorba despre promovarea Maramureșului, cum se întâmplă de altfel la nivel național. Sunt anumite măsuri care se propun, dar din cauza vacarmului ăsta general, național, care se creează pe toate televizoarele din păcate, lumea nu mai înțelege absolut nimic. Se vorbește despre toate și în același timp nu se înțelege nimic. Lucrurile astea nu sunt normale, deci pe mine o să mă vedeți mai puțin și am cerut tuturor în această perioadă mai puțină implicare politică. Nu cred că m-ați văzut vorbind și făcând 100 de ședințe la Partidul Social Democrat, chiar dacă sunt președintele acestui partid, pentru că i-am rugat pe toți, și pe primari, și pe, da, în special pe membrii PSD, să ne concentrăm pe rezultate, pentru că pe astea vom fi judecați de către oameni. Pe rezultatele pe care le avem în administrație, chiar dacă suntem aleși politic, dar rezultatele le facem prin munca în administrație. Da, pe de altă parte ați fost criticat și de faptul că din punct de vedere al promovării turismului și ați pomenit despre ambasadori, a fost și Liviu Dragnea numit ambasador al Maramureșului și recent a constituit, să spunem, un subiect pentru partidele aflate în opoziție, în care vi s-a cerut să-i retrageți titlul de ambasador. Un subiect politic, un subiect speculativ. Eu am, în cadrul zilelor Maramureșului, la gala, până la urmă, ambasadorilor Maramureșului, ca și am numit, a fost până la urmă un eveniment în care s-au dat niște diplome invitaților pe care am avut acolo, oamenilor care am crezut că în acel moment ne reprezintă cel mai bine interesele Maramureșului. Președintele Camerei Deputaților, în funcție astăzi, este Liviu Dragnea. Era cea mai importantă persoană, personalitate, care a participat la acest eveniment. N-a venit nici Klaus Iohannis, n-a venit nici domnul Tăriceanu, a venit domnul Dragnea. Am trimis invitații tuturor.
că nu crezi că l-am trimis. Am trimis invitația absolut tuturor, el a onorat Maramureșul cu această venire pentru noi. Vorbim despre președintele Camerei Deputaților, nu despre președintele PSD. Că nici eu n-am fost acolo în calitate de președinte PSD, ci în calitate de președinte a Consiliului Județean. Mai mult, faptul că am avut demarate în județul Maramureș foarte multe investiții de către Liviu Dragnea ca ministru al dezvoltării la acel moment, este un lucru pe care cred că Maramureșul îl datorează. Mai mult, am avut o promisiune pe scenă la momentul în care i-am înmânat, pentru că poate și de aceea am ținut foarte mult să îi mânăm o diplomă, că asta i-am făcut, noi am dat un titlu, e o diplomă pe care am dat-o lui Liviu Dragnea, am cerut să vină pe scenă și să promită în fața maramureșenilor, pentru că era un eveniment al nostru, al tuturor, să promită niște lucruri importante pentru noi. Că din funcția pe care o are, de lider al coaliției la guvernare în România, poate să susțină în continuare Maramureșul cu investiții importante. Și a urcat pe scenă și a promis două lucruri. Că în acest an, județul Maramureș va beneficia de finanțare pentru reabilitarea unui drum județean pe care pentru mine reprezintă prioritatea zero, și adică reabilitarea drumului pe Valea Izei, lucru care s-a întâmplat și vorbim despre o finanțare de peste 30 de milioane de euro acceptată din partea Ministerului Dezvoltării pentru județul Maramureș, peste 30 de milioane de euro, și în același timp că nu vom folosi bugetul propriu al județului Maramureș pentru plata lucrărilor care s-au efectuat la reabilitarea pistei aeroportului și că vom beneficia de o finanțare guvernamentală. Acest lucru nu s-a întâmplat până în acest moment, dar am toate promisiunile că în luna decembrie se va întâmpla și că restul banilor la bugetul de anul viitor îi vom primi. Adică încă vreo 15 milioane de euro. Deci, vreo 50 de milioane de euro a însemnat pentru județul Maramureș o promisiune pe care Liviu Dragnea a făcut-o în fața noastră. Adică e schimb pe schimb. Dacă domnul Dragnea ne-a ajutat să primim 50 de milioane de euro, faptul că i-am dat o diplomă, eu cred că maramureșenii se bucură. Marea lor majoritate. Am văzut că au fost întâlniri tet-a-tet acolo cu toți consilierii județeni de la toate partidele. Chiar au fost instantanee. A existat inclusiv o campanie publică. Publică, făcută pe internet, unde e foarte simplu să strângi până la urmă like-uri, să strângi semnături de astea electronice. O campanie făcută de către un partid politic în județul Maramureș, susținută și de către cei care sunt în opoziție și de către alții care sunt în opoziție, pentru retragerea acestui titlu onorific de ambasador a Maramureșului, care, repet, înseamnă o diplomă, nu înseamnă un titlu, înseamnă o diplomă. Au reușit să strângă și mi-au trimis această adresă la Consiliul Județean însoțită de 600 de semnături. 600 de semnători. Atât au reușit ei să strângă. Acum, să nu credeți că pe mine nu mă interesează părerea celor 600 de semnători. Dar dacă ar fi să facem o campanie de strângere de semnături pentru a-i da, nu știu, titlul de cetățean de onoare, care înseamnă un titlu administrativ, dat printr-un act administrativ în județul Maramureș, credeți-mă că Partidul Social Democrat poate să strângă de 100 de ori mai multe semnături decât au reușit băieții ăștia. Pe de altă parte, e bine că ați făcut precizarea aceasta privitor la motivele pentru care ați făcut acest gest, fiindcă mulți au speculat că a fost doar un gest politic și nu unul administrativ. Nu. Este un gest administrativ. L-am chemat pe domnul Dragnea în calitate de președinte al Camerei Deputaților la această manifestare, deci tot administrativ, și l-am pus să facă promisiuni administrative pentru proiectele administrative și guvernamentale în același timp. Programul Laptele și Cornul este unul dintre cele mai fierbinți subiecte în aceste zile. Aș vrea să ne spuneți în ce stadiu se află acest subiect în care, iată, firma a livrat produse neconforme și ce măsuri ați luat la sesizările făcute de către, am zis, peste 20 de unități școlare din Maramureș. Chiar mai multe. Pentru că în fiecare zi, începând de săptămâna trecută, de când a demarat până la urmă în județul Maramureș programul Lapte și Corn, și dați-mi voie să fac, înainte de a intra în subiect, o pauză, să spun doar atât lucru, că cer scuze în calitate de președinte a Consiliului Județean pentru întârzierea, în primul rând, cu care a pornit acest proiect. Nu este un proiect ușor de gestionat de către Consiliul Județean. Eu cer de ani de zile ca acest proiect să fie redat administrațiilor publice locale la primării, ca și gestionarea lor. Pentru că nu poate Consiliul Județean Maramureș să gestioneze aceste licitații imense. Sunt contestații peste contestații care duc la întârzierea semnării contractelor pentru furnizarea de lapte și corn, nu în județul Maramureș, în toate județele din România. Așa sunt licitațiile în România. Tu ai, are, o, are până la urmă dreptul
operator economic care este nemulțumit de rezultatul, de rezultatul unei licitații să depună contestație. Până merge la CNSC, după aceea la Curtea de Apel, trec termene luni peste luni. Noi am demarat în județul Maramureș această licitație în luna mai. Mai devreme de atâta nici nu putem, pentru că trebuie să avem până la urmă numărul de copii pe care se vor înscrie în anul viitor la școală. Că eu pe ce bază fac licitația asta până la urmă? Deci ar trebui ca acest program să fie dat înapoi primărilor pentru a putea beneficia de licitații mai mici și care să nu, să nu fie supuse la atâtea contestații. Încă o dată cer scuze, înțeleg până la urmă și angajații Consiliului Județean că nu au avut cum, nu e vina lor că se desfășoară atât de încet procedurile astea de licitații în România. Revin la problemele de implementare. Aici există într-adevăr unul dintre operatorii care a câștigat în județul Maramureș. Județul Maramureș a fost împărțit în vreo 6 loturi sau 5 loturi din câte știu. Pe 2 dintre loturi, în care este un singur operator, calitatea nu că lasă de dorit, dar este groaznică, este ceva de neimaginat să aduci cornul fără pe care nu scrie data expirării, să le aduci într-o stare organoleptică nu mulțumitoare, dar nici adică nu sunt coapte cornul respectiv. Unele nu sunt coapte, altele sunt prea tari. Am văzut primari care s-au filmat pe Facebook și care dădeau cu cornurile de masă să rupă masa, nu cornul. Bun, lucrurile astea nu pot fi acceptate. Evident, am făcut toate întâlnirile necesare până la urmă și astăzi am avut o întâlnire la Consiliul Județean cu instituția prefectului, cu DSP-ul, cu Direcția Sănătate de Sanitar Veterinară, cu Inspectoratul Școlar Județean. Absolut toți factorii de decizie. Am reluat, pentru că și astăzi au fost din nou plângeri de la încă 7 școli, adică în continuare acest operator economic nu își face datoria și își bate joc până la urmă de banii publici, de banii noștri, tuturor, își bate joc, nu neapărat de bani, dar își bate joc de copii care, cărora le dă un astfel de corn pe care nici nu știu unde poți să-l folosești. Deci dumneavoastră spuneți că și azi, sau mă rog, ieri, alaltă ieri, s-au livrat cornurile în același, da, în același fel? Da, și astăzi. Am luat o ultimă măsură, ceea ce înseamnă cornurile de astăzi, să le transmitem la un laborator autorizat pentru a avea o nouă expertiză din partea unui laborator în ceea ce înseamnă proprietățile organoleptice, adică nu corespunde cornul din punct de vedere a calității, urmând ca mâine, poi mâine cel târziu, să mai existe o întâlnire prin care operatorul respectiv să fie măștiințat în ceea ce privește rezilierea contractului. Asta, sigur că ne pune într-o situație și mai dificilă, pentru că nu vom avea un operator care să furnizeze, dar există o soluție temporară prin care să putem să facem o negociere directă cu alți operatori prin care temporar să încredințăm uneia dintre ceilalți care se ocupă în județul Maramureș și eventual furnizarea cornului în aceste 2 loturi, în aceste 2 zone al județului și în paralel să redemarăm o nouă licitație deschisă, publică, care sigur că se va desfășura pe mai multe luni. Deci pe celelalte loturi, practic, și când spunem celelalte loturi, ne referim la celelalte societăți care au câștigat licitațiile pe alte zone ale Maramureșului istoric, ați fost sesizați? Nu. Privitor la vreo problemă? Nu, acolo nu. Este singurul operator care aduce cornurile într-o stare... Și culmea pe 2 loturi, adică nu pe una, absolut, pe 2 zone absolut administrative, puneți destul de mari. Da. Bun, să vedem ce o să iasă și de aici. Aș vrea să vorbim puțin și despre, v-am văzut zile trecute foarte activ pe Facebook, deplasându-vă pe Dragomire și eu, Strâmtura, Budești, în mai multe localități. După o scurtă pauză de publicitate, vreau să ne discutăm despre acest subiect. Publicitate. Vrei geamuri termopan care să te protejeze de zgomotul exterior și să acționeze ca o adevărată barieră termică, atât iarna cât și vara? Te așteptăm la Nicomi! Avem soluțiile potrivite pentru tine, atât din punct de vedere al calității, cât și al bugetului. Oferim revizie anuală gratuită, iar 10% din preț se plătește doar după 5 ani. Nicomi. Ferestrele și ușile care ne recomandă. Societatea comercială Sixtrat S.A. Sighetul Marmației angajează muncitori calificați și necalificați în prelucrarea lemnului.
se oferă salar avantajos, tichete de masă, decontarea abonamentelor de transport și condiții bune de muncă. Informații suplimentare la telefon 0262 311 117, interior 134, sau la sediul societății Sixtrat, strada Unirii numărul 40, Sighetul Marmației. Pentru cei cu probleme patologice sau cu nevoie de ochelari, ne-am deplasat la cabinetul Opticrina, unde am stat de vorbă cu specialiștii în domeniu. Noutățile din cadrul cabinetului nostru ar fi faptul că avem și aparatură nouă care putem să punem diagnostic la diverse cazuri, putem să îndrumăm pacientul mai ușor, să lucrăm la un nivel profesionist mai ridicat și așteptăm toți cei care au orice nevoie și în afară de ochelari și orice problemă patologică să vină la noi cu dragă inimă și cu toată încrederea, pentru că putem să facem o treabă bună. Cât timp durează o ședință la un medic optometrist? Dacă își fac o programare, în 5 minute sau în 10 minute maxim, stăm de vorbă și reușim să le dăm un diagnostic, pentru că avem aparatură nouă, aparatură modernă, tot ce e mai bun. Opticrina are grijă de ochii tăi. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Cu președintele Consiliului Județean, Gabriel Valerzetea, vorbim astăzi în cadrul emisiunii noastre. Domnule președinte, spuneam în preambul, Dragomireș și eu, Strâmtura, Budești, Repedea, sunt câteva din localitățile unde v-ați deplasat personal, v-ați întâlnit cu Consiliul Local, cu primarii. Aș vrea să ne spuneți de ce ați ținut să fiți acolo prezent și ce le-ați spus până la urmă oamenilor, ce v-au spus și ei. Păi nu e o chestie nouă. Eu și când eram vicepreședinte al Consiliului Județean, încercam să ajung în ședințele de Consiliu Local, cele care mă invită, măcar o dată pe an sau o dată la 2 ani de zile, cred că e o obligativitate a reprezentanților Consiliului Județean de a lua pulsul problemelor de la firul ierbii. De unde? Din ședințele de Consiliu Local. Acolo sunt aleșii fiecarei comunități, ei știu cel mai bine problemele fiecarei comunități locale și nu e normal să-i chem pe toți la Baia Mare să vină, că e mai comod, corect, ar fi mai ușor să vină ei până la Baia Mare pentru mine. Dar în același timp nu e corect. Mai ales că erau și anumite evenimente legate de semnarea până la urma contractelor în ceea ce privește proiectele comunităților locale finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Și de fiecare dată când o să fie un astfel de eveniment, sigur că și eu îmi doresc să particip la el, pentru că sunt proiectele noastre, ale tuturor. Sunt gestionate împreună de către administrațiile locale, împreună cu Consiliul Județean. Încercăm să le discutăm împreună și să-i convingem pe funcționarii din Ministerul Dezvoltării de importanța acestor proiecte pentru județul Maramureș. Și atunci, da, sigur, la semnarea unui acest contract înseamnă până la urmă și un moment de bucurie. Că cam astea sunt singurele momente de bucurie pe care le ai în administrație. Că ați început emisiunea cu critici, că bă, critică ăla, dar sigur, critică mulți. Dar există și lucruri frumoase care se întâmplă, există și rezultate. De aceea, în fiecare săptămână am încercat să ajung la 3-4 ședințe de Consiliu Local. Am fost la Budești pentru a semna contractele, am fost la Strâmtura, unde s-a semnat un contract pe construcția de podețe, 2 milioane și ceva de lei, dar mai urmează încă două contracte să fie semnate și la Strâmtura, 9 milioane de lei pentru canalizare, 2,5 milioane de lei pentru construcția de grădinițe. Am fost la Dragomirești, unde s-a semnat un contract pentru extinderea rețelei de apă de 3 milioane și ceva, la Șieu pentru construcția de podețe, la Repedea pentru reabilitarea liceului din localitate. Deci sunt fiecare localitate din Maramureș și Voivodal beneficiază de cel puțin un proiect finanțat prin Ministerul Dezvoltării. Cel puțin un proiect, fiecare. Sunt unii care au 3, care au 4, 5, 6, în funcție sigur și de mărimea lor. Sunt atât de importante aceste proiecte pentru comunitățile locale și lucrul ăsta nu poți să-l vezi
decât în momentul în care ajungi într-o ședință de consiliu local și o să vezi consilieri de la putere, consilieri de la opoziție, care se bucură la fel, care se bucură pentru comunitatea lor, că au primit o finanțare. Nu contează că acum conduce PSD-ul și uite, ei au reușit să aducă finanțările astea, se bucură și cei din opoziție. Lucru pe care, din păcate, nu îl văd în Consiliul Județean, unde reprezentanții celor din opoziție încearcă de fiecare dată să găsească doar lucrurile care nu se întâmplă. Sigur că nu o să putem să facem tot. Până la urmă, ăsta e și rolul opoziției, de a face opoziție, nu? De acord. Trebuie să și critici, dar trebuie să și saluți lucrurile bune care se întâmplă. Pentru că s-a întâmplat în ultimul an în județul Maramureș, s-au întâmplat câteva lucruri importante. Maramureșul n-a fost condus de un social-democrat niciodată. Acum aici vă contrazic. Până la urmă, domnul Alexandru Cosma a fost social-democrat. Okay. Au fost 25 de ani de Consiliul Județean și i-am văzut pe scenă pe fiecare. Bun. Maramureșul domnul n-a fost Călim condus. Matei a fost nu, social-democrat. N-a fost social-democrat. Era la APR, vreți să-mi spuneți atunci, sau unde? Și APR-ul a fost pe partea PNL. N-a avut nicio treabă cu PSD-ul. Ulterior, domnul Cosma a trecut la PSD. la jumătatea mandatului. Dar niciodată un președinte de Consiliul Județean în județul Maramureș nu a fost ales PSD. 4 ani din 4, să spunem, da. Niciodată. Niciodată. N-am avut un președinte de Consiliul Județean ales PSD. Totdeauna au fost aleși președinți de dreapta în județul Maramureș, PNL, sub diferite forme. Ales ale. Că au fost pedeliști, peneliști, aperiști, nu contează. Până la urmă, toți sunt astăzi în marele PNL. Deci niciodată PSD-ul nu a condus efectiv acest județ, cu excepția celor 2 ani în care domnul Cosma a trecut la un moment dat la PSD, dar se înțelegeau cu consilierii județeni ai PSD ca și șoarecele și pisica în anii respectivi 2003-2004. Bun. Sigur că astăzi eu răspund pentru lucrurile care nu s-au făcut 25 de ani în județul Maramureș. Sigur că acum 25 de ani eu eram, nu știu, la școală pe undeva, deci nu neapărat ar trebui să răspund pentru lucrurile care nu s-au făcut, dar îmi asum și acele nerealizări. Bun, pe faptul de altă parte, sunteți criticați și pentru faptul că ați fost, până la urmă, în executivul Consiliului Județean, în funcție de vicepreședinte, adică ați făcut parte din conducere. Sigur, și n-am avut nicio atribuție. La fel cum un viceprimar poate să fie ales acolo, dar poate să taie frunze la câini, 4 ani de zile. Trebuie să ocupe cineva funcția respectivă. Știți foarte bine, atribuțiile pe care le-am avut în 4 ani de zile ca și vicepreședinte al Consiliului Județean au fost cele legate de implementarea Programului Național de Dezvoltare Locală în județul Maramureș. Pot să vă dau un rezultat al implementării celor 120 de proiecte noi pe care le-am adus în 2013, 2014, 2015 în județul Maramureș și în urma muncii pe care am făcut-o, nu singur, Doamne ferește, alături de fiecare primar din județul Maramureș. Da, eu am coordonat până urmă acest proiect. Eu am fost cu toate aceste proiecte la Ministerul Dezvoltării, eu le-am prezentat, eu am urmărit până urmă implementarea lor și uite că sunt rezultate. Sunt drumuri comunale, canalizări, reducțiuni de apă, reabilitări de grădinițe, școli și dispensare, reabilitate, 120 de proiecte punctuale doar pe acest proiect. Marea problemă pe care noi am avut-o nu e neapărat legată de proiectele comunităților locale, pentru că primarii în general sunt hainici, încearcă fiecare să-și facă câte un proiect, mai mare sau mai mic, mai important sau mai puțin util, dar fiecare încearcă să facă câte ceva. În schimb, la nivelul județului Maramureș, proiectele au fost sublime, dar știți foarte bine, au lipsit aproape cu desăvârșire. Nu vă uitați ideea, ați mers pe la aceste primării, să spunem lucruri pozitive, ați fost vreodată, sau dacă n-ați fost, cu siguranță v-aș întreba, sunteți sau nu la curent cu ce se întâmplă și ce probleme sunt în comuna Leordina, pentru că le-am și discutat aici la emisiune zile trecute. A fost și primarul, au vorbit și consilierii PSD și ALDE. Ce se întâmplă acolo? De ce o comună care vrea să acceseze proiecte până la urmă, inclusiv pe PNDL poate, se lovesc de diverse acuze care, până la urmă, sunt în detrimentul cetățenilor de acolo. Absolut. O situație asemănătoare am întâlnit și eu, din păcate, unde tot la fel există un primar ales PSD, doamna Iusco, și un consiliu local dominat de opoziție, pentru că sunt, nu știu, din 11 consilieri locali, vreo 7 partide politice, deci nu există o majoritate clară. Și atunci, tot timpul, sunt orgolii. Și le-am spus și în ședința de Consiliu Local, am stat vreo 3 ore în ședința de Consiliu Local la Șieu, în care la un moment dat ajunsesem eu să mă cert cu consilierii locali și le aduceam de fiecare dată aminte
că domnule, nu mai sunteți aleși politic, sunteți aleși politic la alegeri. Dar acum sunteți reprezentanții oamenilor. Dacă nu votezi proiectul respectiv, până la urmă, toți pierdeți. Că nu o să fiți toți consilieri toată viața, o să fiți și simplu cetățean. Și o să-ți trebuiască să ai apă, va trebui să ai podețe pe care să circuli. Păcat de la Dumnezeu să dai cu piciorul la astfel de proiecte. La Leordina, situația e aproape identică. E vorba de orgoliu. Nu neapărat orgoliu. E orgoliu, nu neapărat politic, dar e vorba de un orgoliu în cadrul localității. Ați încercat în calitate de președinte al Partidului Social Democrat să discutați cu consilierii care s-o pun? Am discutat și cu consilierii PSD. Mi-au spus și ei problemele lor. Le înțeleg și punctele lor de vedere, pentru că ei spun că nici noi nu putem să votăm niște proiecte în care nu credem, care nu ne sunt niciodată explicate. Și în același timp l-am rugat și pe domnul primar să mai lase deoparte orgoliile. Știm pe toți pe domnul primar Gavriluț, știm orgoliile pe care le are, felul în care încearcă să controleze comunitatea cu o mână de fier de fiecare dată, se bazează doar pe o anumită parte a comunității și la alegeri, și de acolo își obține voturile, și atunci restul comunității se simte exclusă. Dacă ești primar, tu trebuie să fii primul care trebuie să lași orgoliile deoparte. Primul. Tu trebuie să faci pasul ăsta. Pentru că tu ai nevoie, ca și reprezentant al executivului, de votul consilierilor locali. Consilierii locali sunt cei care aprobă sau nu proiectele, dar în funcție și cum le prezinți. Nu prea se întâmplă lucrul ăsta. De ce în Leordina nu este un viceprimar ales? Pentru că domnul primar nu-și dorește, până la urmă, pacea asta socială în interiorul comunității sale. E păcat. E bine, păcat pentru că o să piardă aceste proiecte. Mai sunt localități unde e, uite, când Budești s-a rezolvat. În Budești a reușit primarul, până la urmă, domnul Tămaș, să lase deoparte orgolile, s-a ales și viceprimarul. Am fost la ședința de consiliu local, cred că a fost cea mai frumoasă ședință dintre toate la care am participat. Chiar dacă acum jumătate de ani era un scandal cât casa la Budești, e, uite, am fost la ședința de consiliu local, am stat și cu PMP-iștii, și cu PNL-iștii, și cu UNEPR-iștii la aceeași masă, cu toții s-au bucurat de contracte semnate pentru comunitate. Am văzut, până la urmă, o unitate pe lor și chiar m-am bucurat, chiar am felicitat și public am făcut și o mai fac încă o dată, pentru că au reușit să se înțeleagă. Chiar dacă au avut orgolii, au reușit să treacă peste ele, au depășit acel moment și uite că au fost printre primele comunități din Maramureș care au și semnat contractele de finanțare și pot să beneficieze de acești bani deja. Din păcate, la Leordin acest lucru nu se întâmplă. Nu se întâmplă și eu vă spun încă o dată. Principalul vinovat, că dacă lucrurile nu merg bine la Consiliul Județean, principalul vinovat sunt eu. E, în Leordina, principalul vinovat de problemele care sunt în acest moment cu proiectele care trebuie depuse pe PNDL, e primarul, e domnul Gavriluț, care nu știe să lase orgoliile deoparte. I-am spus acest lucru? I-am spus în fața acest lucru, m-am întâlnit cu el și i-am spus acest lucru, că el poate să rezolve această problemă. Cheia la el. Da, vreau să ajungem la subiectul fierbinte al maramureșenilor. Dacă, să spunem, poate, vorbim și despre SMID. Poate SMID-ul nu-i doare atât de tare decât la buzunar atunci când se uită mai atent cum e cu gunoiul. În ceea ce privește aeroportul Maramureș, cred că e o durere constantă a românilor care sunt plecați în străinătate și ar vrea să vină acasă și folosesc Satu Mare, Clujul și e mândria aceea maramureșanului care spune de ce nu pot să aterizez eu la aeroportul Maramureș. Bun, atunci să vorbim despre aeroport prima dată. Tot la fel, un proiect până la urmă cu destule probleme. Nu reau discuțiile vechi din 2012, de ce am pierdut finanțare europeană, nu eram nici președinte de Consiliul Județean, nici nu puteam să răspund despre lucrurile care s-au întâmplat, dar știți cum e? Tot președinți de Consiliul Județean PNL care astăzi stau și urlă de pe margine sunt cei care au pierdut această finanțare europeană pentru aeroportul Baia Mare. Eu n-am făcut decât să reiau până la urmă acest proiect, să-l redepunem, să-l redepunem ca și inițiativă aproape a consilierilor județeni peste cumva capul fostului președinte a Consiliului Județean și am reușit în anul 2015 să redepunem acest proiect. Sigur că s-a discutat la început că nu o să fie finanțat acest proiect. Ei, uite că am reușit, l-am refăcut, a fost finanțat. Apoi, sigur că de fapt ați pierdut finanțarea și nu o să fie construit niciodată că n-aveți bani. Ei, uite că s-a construit. Și pista și e gata și e în regulă. Ei, acum se vorbește, da, sigur e construită și pista, dar nu o să zboare avioane niciodată.
Te pun, așa e românul, da, așa e mai rămâne. Din ce bani lucrările? Asta e principala întrebare. Dar nu are absolut nicio legătură asta. Plata lucrărilor cu momentul în care se va opera pe aeroport. Deci am terminat faza de scriere a proiectului, de semnarea proiectului, de implementarea proiectului și de construcția pistei. Proiectul este finalizat din acest punct de vedere. Săptămâna trecută, cred că s-a și primit certificatul european de operare pe pista aeroportului. Urmează doar până în luna ianuarie să mai fie instalat ILS-ul, palizajul, radarele, care toată aparatura specifică până la urma aviației, că aici nu e că dacă ai terminat pista și s-a construit pista, de mâine poți să zboare avioanele. Nu e ca un drum că circulă mașinile. Avioanele vin dacă există anumite instalații. Aceste instalații le avem la cel mai înalt nivel în România. ILS-ul va fi de categoria a doua, cred că doar pe Otopeni mai există ILS de categoria a doua și la noi pe Baia Mare. Pista este făcută de așa natură încât să poată să aterizeze avioane de mare tonaj, nici măcar de mediu curier, de mare tonaj, inclusiv avioane de marfă, pentru că în paralel cu aeroportul se dezvoltă și o facilitate industrială nouă pentru 2000 de noi locuri de muncă gard în gard cu aeroportul, în sensul în care investitori americani de la Dumbrăvița construiesc o nouă fabrică unde vor lucra pentru Airbus, pentru Boeing, pentru mari companii aeriene, vor veni avioane de mare tonaj, vor ateriza pe pista aeroportului în Baia Mare, de acolo direct vor merge în hangarul acestei societăți, vor lua de acolo piesele și vor merge mai departe. Deci nu dezvoltăm aeroportul doar pentru turism, doar pentru plăcere, doar pentru plimbări până la București sau doar pentru cei care doresc să vină acasă. E o componentă foarte importantă asta pentru noi, dar ne interesează și din punct de vedere a încasărilor pe care le putem avea acolo. Bun, deci suntem astăzi în acest punct. Adică am finalizat investiția, suntem în perioada de certificare a aeroportului. Aeroportul are în acest moment acreditări din partea autorităților aeronautice și începem discuțiile cu companiile private pentru perioada de vară, cine își dorește să opereze. Există adrese transmise, certe din partea operatorii economici low cost, care deja au avansat cifre în ceea ce privește zborurile pentru operarea pe aeroportul Baia Mare. Dar Maramureș nu mai e Baia Mare. Acum nu o să vă spun destinații, nu o să vă spun sume de bani sau nu o să vă spun identitatea, pentru că e, până la urmă, sunt negocieri pe care le face aeroportul, directorul aeroportului și viitorul Consiliu de Administrație la momentul în care va fi investit în funcție. Ei sunt cei care vor gestiona, nu noi, Consiliul Județean. Și în același timp pot să vă spun un lucru, că n-am plătit bani în acest moment din bugetul județului, din banii județului Maramureș acolo și că nici nu doresc să facem acest lucru. Avem toate promisiunile în continuare că dacă nu reușim noi să-l plătim, atunci vom avea o finanțare guvernamentală din partea Guvernului României și apoi din partea Parlamentului României la legea bugetului. Deci nu vom avea noi această presiune pe buget. Mai departe, ceea ce trebuie să facem este în același timp să intervenim și la terminal, pentru că terminalul nu a fost parte a acestui proiect. Nu poți să operezi avioane mari de 150-200 locuri, dacă îți dorești curse mari internaționale, în terminalul pe care îl avem astăzi la Tăuții Măghereuș. Pentru că terminalul e mic, e vechi. Există un proiect pe care cei de la aeroport l-au făcut în această perioadă. Sigur că e mare, e frumos, arată bine, dar e și destul de scump. Odată ne ocupăm să plătim ceea ce avem efectuat lucrări acolo și apoi vom discuta și de extinderea terminalului. Dar până atunci va trebui să gestionăm doar fluxurile de pasageri, în sensul în care să existe două fluxuri de pasageri mari, adică pentru plecări interne și externe și în același timp pentru intrare și sosire. Dacă vom avea aceste lucruri făcute, în mod normal, am zis că mai nevoie de investiții consistente acolo, de câteva milioane de euro, spunea directorul aeroportului. Când se vor realiza, dacă spuneți că la vară se dorește să zboare? Deci, în mod normal, părerea mea, la cum am discutat și la nivel de București, în ceea ce privește cei implicați în partea asta de aviație, până în luna februarie, martie, cel târziu anului viitor, vor trebui contractate curse pentru ca să zboare pe timpul verii. Pentru în aviație cam așa se face, cam cu 6 luni de zile înainte se contractează cursele. Este un orar de zbor, pentru de vară, de iarnă. A-și putea operatorii economici să-și reruteze anumite avioane pe aeroportul tău sau să-și achiziționeze aeronave noi pentru a-și crește capacitatea și pentru a opera pe aeroporturi noi.
Există interes foarte clar și din estimările pe care le avem, în această vară vor fi curse interne și externe pe aeroportul din Tăuții Măgheloși, aici la noi în Maramureș. Sigur că vizăm în principal piețele unde există maramureșeni foarte mulți plecați în afara granițelor țării, că ne gândim că ei vor fi... Acela va fi fluxul de principalii pasageri care vor asigura fluxurile cele mai importante de pasageri. Da, corect. Deci targetul este, da, pentru această vară, curse pe aeroport. Ajungem și la proiectul SMID, Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor. În ce situație se află el la ora actuală, când vorbim noi, și mai ales ce se va întâmpla cu prețul gunoiului la ora actuală din cauza faptului că nu e gata încă rampa de la Fărcașa, inclusiv sighetenii, că toți suntem aici în Sighetul Marmației acum, plătesc un gunoi un pic mai scump pentru a fi transportat în Baia Mare. Sigur, Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor e un proiect vital pentru județul Maramureș. Dacă aș fi fost eu președinte al Consiliului Județean acum vreo 8 ani de zile când am pornit, sigur mi-aș fi dorit un alt tip de proiect. Un proiect care să fie mai nou, cu o tehnologie mai nouă. Dar ăsta este proiectul pe care îl avem și pe care trebuie să-l finalizăm. În 2016, când am preluat funcția de președinte al Consiliului Județean Maramureș, am luat acest proiect de 60 de milioane de euro la nivelul de 10% executat, și fizic și financiar. 60%. Suntem în acest moment la un nivel de 80% executat. Adică toate șantierele pe care le-am avut în întreg județul Maramureș, și vorbim aici de stațiile de transfer, de închiderea gropilor de gunoi neconforme din județul Maramureș, utilajele, echipamentele, toate aceste contracte au fost închise. Ele, marea majoritate dintre ele, se află în perioada de recepție pe lucrări pe diferite amplasamente. Și vorbim aici de amplasamente la Borșa, la Vișeu, la Sighetul Marmației, la Moisei, la Târgu Lăpuș, la Sein, la Șoncuta, la Groș, la Fărcașa. În întreg județul Maramureș s-au construit efectiv diferite părți a acestui sistem. Că nu vorbim doar de un groapă de gunoi la Fărcașa, care se face în 60 de milioane de euro, ci vorbim de un întreg sistem. Singurul contract care este în acest moment nefinalizat este cel legat de construcția celulelor de depozitare, adică efectiv a depozitelor, care sunt în număr de 5 și care trebuie construite. Întâmpinăm într-adevăr pe amplasamentul de la Fărcașa destule probleme legate de stabilitatea terenului. Încă o dată, nu eu am ales terenul acolo, dar ăsta este terenul pe care l-am moștenit pe respectiv amplasament. Terenul e așa, e în pantă, efectiv, și pe care trebuie construite din terasament în terasament aceste depozite mari de deșeuri. Greutatea este una substanțială, s-a construit în vârful amplasamentului, fără a exista o consolidare la bază și fără a avea un studiu de stabilitate a terenului respectiv. De la începutul proiectului până astăzi, noi n-am avut un studiu, niciodată, un studiu de stabilitate, să ne spună ce cantitate putem să punem, sau nu ce cantitate, ce volum, ce greutate putem să punem într-un anumit amplasament a terenului respectiv, care are vreo 20 ceva de hectare, fără a pune în pericol, până la urmă, versantul respectiv. Am contractat în această perioadă această expertiză. Expertiza va fi gata în luna decembrie. Vom putea să instructăm mai departe apoi constructorul pentru a putea termina întregul amplasament sau, dacă nu, măcar să termine stația de osmoză. Pentru că dacă noi terminăm stația de osmoză la Fărcașa și terminăm în același timp și aducțiunea de apă, care nu sunt lucruri foarte complicate de făcut, care în primăvară pot să fie gata, asta înseamnă că putem sistemul integrat de management al deșeurilor să-l operaționalizăm, măcar parțial, în județul Maramureș. În sensul în care operatorii economici, selectați în urma finalizării licitațiilor, vor putea să ajungă la populație, să colecteze deșeurile, să le ducă către stațiile de transfer, în Maramureș, Voivodal, în Moisei și în Sighetul Marmației, acolo să trieze deșeurile pe cele regenerabile și pe cele care nu sunt regenerabile, cele neregenerabile să le compacteze, să le pună mașinile speciale, să le ducă la Fărcașa, acolo să intre în stația de tratare mecano-biologică, stația de osmoză, stația de mărunțire, toate echipamentele care le-am achiziționat și care le-am instalat acolo și care acum sunt în perioada de verificări,
Și ceea ce rămâne efectiv, care nu poate să fie decât 25-30% din volumul inițial a deșeurilor colectate de la populație sau de la agenții economici, să fie depozitat temporar până când vor fi construite aceste celule, dar tot anul viitor. Deci, chiar dacă operaționalizăm parțial sistemul în primăvară sau la începutul verii, el oricum va fi finalizat în toamnă cel târziu. Ăsta este targetul maxim pe care îl am eu. Sigur că am putea, domnule Ferește, că avem contractul de finanțare în continuare pe întreaga perioadă a noului exercițiu financiar 2014-2020, dar anul viitor eu vreau să finalizez acest proiect, pentru că încep altele. Avem multe altele semnate în acest an în județul Maramureș și în special în ceea ce privește infrastructura rutieră județeană, iar atenția aparatului propriu al Consiliului Județean nu va mai trebui să fie îndreptată înspre sistemul integrat de management al deșeurilor, ci pe aceste proiecte. Aceste proiecte mari, noi. În județul Maramureș are 850 de kilometri de drum județean. Asta este rețeaua pe care o avem noi în administrare. În 25 de ani de administrație de dreapta în județul Maramureș, s-au reabilitat 56 de kilometri din 850. Atât a reușit. Atât a putut județul Maramureș. Fără, nu vorbim de petice de asfalt și nu vorbim de straturi de câțiva centimetri de asfalt puse pe drumuri, că nu vorbim de reabilitare acolo. Acolo vorbim de întreținere. Deci reabilitare cu adevărat sunt 56, adică tronsonul între Baia Sprie și Bârsana. Atât. Restul rețelei de drumuri județene este una nu învechită. Învechită era în anii 90. Acum e de mult expirată. Și atunci ne-am concentrat eforturile în acest an pentru a face asta, a o îmbunătăți. Avem un buget pentru întreținere de 4-5 milioane de euro pe an, care e absolut insuficient la cei 800 km care sunt vraiște, care sunt cu gropi, care nu sunt normal, nu așa trebuie să prezinte în anul de grație 2017 o țară europeană. Și atunci, m-am și pregătit, dacă o să puteți să fiți atenți, aici este harta județului Maramureș. Și sunt noile contracte de finanțare pe drumuri județene care le-am semnat în acest an. Drumul noi. Nordului, nu? Vorbim în principal, sigur, de drumul Nordului, care e în sudul județului și este acest traseu cu albastru. Adică să începem. Toate drumurile pe care le vedeți aici hașurate, dintre acestea, cel cu roșu de aici, asta este Baia Sprie Bârsana. Și ăsta este singurul drum reabilitat în județul Maramureș. Celelalte toate care sunt colorate pe întreaga hartă sunt drumuri noi, semnate în acest an cu finanțări importante. Drumul Nordului, care este aici, dinspre sud, din sudul județului, din limita de județ cu Sălaj, înspre Gârdan, Fărcașa, până la Ardusat, la podul de Ardusat, care și el va fi reabilitat, e cel mai mare pod din județul Maramureș, apoi se continuă înspre Borlești, înspre județul Satu Mare și până la Hideaga, la intersecția cu drumul național. Continuă drumul Nordului ca și finanțare din Șoncuta, înspre Remetea Chioarului, spre Coaș, până în Trecedealul, mai departe până în Copalnic. Apoi, iarăși, din Copalnic Mănăștur, merge până în Șurde și face legătura cu deja drumul reabilitat Baia Sprie Bârsana. Ăsta este aproape 80 de kilometri de drum județean, cel cu albastru, și care are o finanțare europeană de 50 de milioane de euro. Este cel mai mare contract pe drumuri județene semnat de către Ministerul Dezvoltării în România. Un alt contract foarte important. Pentru mine, sincer, nici măcar nu sunt din Maramureș cu Voivodal, că eu sunt din Senin, dar pentru mine, sincer, cel mai important drum pe care l-am semnat în acest an este Valea Izei. Reabilitarea Văii Izei este pentru Maramureșul Voivodal vitală. Și așadar, avem între Vadul Izei, văd că aici nu e hașurat din Vadul Izei, este doar din Bârsana până în Săcel, dar ceea ce vom semna la Ministerul Dezvoltării este Vadul Izei. Săcel este o finanțare de 116 milioane de lei pe acest tronson, între Bârsana și Săcel, și 36 de milioane de lei între Vadul Izei și Bârsana. Un alt tronson foarte important de drum, care deservește o comunitate de peste 20.000 de locuitori, este Valea Ruscovei. Și o vedem aici, între Bleordina, Ruscova, Prepedea, până în Poinele de Sumunte. Sunt peste 20.000 de maramureșeni care locuiesc acolo și care n-au avut niciodată un drum județean pe care să poată să circule. E, și aici avem o finanțare de aproape 40 de milioane de lei din partea Ministerului Dezvoltării prin Programul Național de Dezvoltare Locală. După cum vedeți,
Asta înseamnă, până la urmă, că nici n-am finanțat așa de capul nostru. Este, până la urmă, o legătură continuă. Și sper că în anul 2020... În anul 2020. Aici vreau să vă întreb, care sunt termenele? Că, sigur, proiecte, vedeți, toată lumea face și arată, dar... Până în anul 2020, eu sper că vom avea toate aceste tronsoane de drum finalizate, astfel încât din, nu știu cum vreți dumneavoastră, din est în vest sau din sud în nordul județului, să avem un tronson continuu de drum județean pe care să legăm un capăt de celălalt a județului. Nu neapărat drumuri naționale, pentru că acolo deja avem unele, dar drumuri județene. Să ajungem dintr-o parte în cealaltă a județului pe drumuri reabilitate. Mai avem încă două tronsoane de drumuri finanțate de la Ministerul Dezvoltării. Vorbim cel în zona Lăpușului, care e o zonă, mă rog, ceva mai izolată, da, este cel cu verde. Este un drum care face legătura între Dămăcușeni, Rogoz, Târgu Lăpuș, înspre Vălenii, Lăpușului, Coroieni, până la Baba, legătura cu județul Sălaj, înspre Gâlgău. Aici în jos ar fi legătura cu Gâlgău. Și în același timp încă unul, în zona țării Chioarului, legătura între Șoncuta, Mireșul Mare, Remeț pe Someș, până la podul peste Someș, care se construiește, sperăm, cu ceva mai multă viteză anul viitor, între Ulmeni și Chelința. Vorbim de 220 de kilometri de drum județean în întreg județul, peste 100 de milioane de euro, aproape 120 de milioane de euro, de finanțări obținute de către Consiliul Județean Maramureș în acest an. În această perioadă, până în luna decembrie, aparatul propriu al Consiliului Județean Maramureș finalizează caietele de sarcini, le discutăm la organismele finanțatoare și la ADR Nord-Vest și la Ministerul Dezvoltării. În luna decembrie sperăm să le urcăm pe SEAP. Doamne ajută să nu fie perioade foarte lungi cu contestații pe aceste licitații, astfel încât anul viitor să semnăm contractele de execuție. Termenele de execuție vor fi stabilite la 20 de luni, 24 de luni, în funcție de tronsonul de drum pentru fiecare parte, adică și în funcție de felul în care în fiecare localitate există în acest moment rețele de utilitate publică, canal, apă și celelalte utilități publice din fiecare localitate, deja existente pe tronsonul de drum județean. Deci 20 de luni, 24 de luni sunt termenele maxime. Asta înseamnă că în 2020 va trebui să avem pe lângă Baia Spre Bârsana încă 200 de kilometri de drum județean reabilitat în județul Maramureș. Suntem la final de 2017, sperăm să ne revedem și în 2020 și să tragem o concluzie. Din păcate, timpul ne presează, mai avem doar 2 minute. Aș mai fi avut 3 întrebări la care poate ne răspundeți pe scurt. Domnul George Moldovan a primit atribuțiile, apropo de noul vicepreședinte. Da, el va coordona, sigur, doar primele atribuții, pentru că va mai avea și în continuare. În primul rând, contractele pe care Consiliul Județean le acordă instituțiilor de sport din județul Maramureș. Apoi, cele legate de culte, și nu sunt puține, sunt câteva sute de astfel de contracte. Și în același timp, pentru că eu am fost și plecat în această perioadă și pentru că sunt și foarte multe proiecte pe care le gestionează Consiliul Județean, avem și multe programe, cum este acesta cu cornul și laptele. Și l-am dat lui, în sarcina lui, și va trebui să răspundă în următoarea perioadă și să gestioneze mai bine implementarea acestui program extrem de important cu câțiva zeci de mii de beneficiari, copiii Maramureșului, programul Lapte și Corn. Avem niște sintagme arhiprezente zilele acestea pe postul de TV. Liviu Dragnea azi la DNA, statul paralel, care e opinia noastră? O opinie. Eu îmi doresc să existe în România o justiție corectă pentru toată lumea, pentru că văd și eu discutându-se foarte mult despre acest subiect. Toată lumea își dorește așa ceva. Nimeni nu își dorește, cred, să existe corupție în țara lui. Când știu că există corupție și această corupție este demonstrată, asta înseamnă că omul respectiv a furat ceva. Dacă a furat ceva, înseamnă că a furat și de la mine. De la mine, personal, din buzunarul meu până la urmă, din taxe și impozite pe care le plătesc și eu statului român ca și angajat. Am lucrat și în privat, lucrez acum și în domeniul public, dar tot taxe și impozite plătesc. Cinstit, la fel îmi doresc și eu. Să existe toți cei care lucrează în spațiu public, dar nu numai, și în domeniul privat, să fie oameni cinstiți.
aceia care greșesc, da, evident, să plătească, dar în același timp să nu există această presiune pe administrația publică locală. Pentru că astăzi, orice se întâmplă, orice suspiciune există, cu toții sunt acuzați de hoție, de corupție, chiar dacă există doar greșeli. În administrație se întâmplă simple greșeli, care nu trebuie neapărat tratate sub natură penală. Pentru că altfel, totdeauna va exista o sabie de Damocles deasupra capului, iar funcționarii publici, de frică, să nu greșească, nu să fure, e o mare diferență. Să nu greșească, nu vor mai face nimic. În momentul în care administrația începe să nu mai facă nimic de frică, în momentul ăla se blochează absolut toate proiectele. E păcat. România merge bine, România are creștere economică, România are, pe trimestrul 3, Institutul Național de Statistică ne comunică o creștere de peste 9%, creștere economică de peste 9%. A doua cea mai mare creștere economică din lume, după China, o are România. Vedem creșterea veniturilor populației. Punctul de pensie care s-a majorat și care se va majora întâi, de la 1 ianuarie iarăși. Vedem salariile bugetarilor care s-au majorat foarte mult în acesta. Chiar prea mult, poate, după părerea unora, majorările salariale în domeniul bugetar. În același timp, vedem, Institutul Național de Statistică ne spune că și veniturile din privat s-au majorat. Nu la toată lumea, nu suficient. Dar tot, fiecare român beneficiază de ceva în plus. Vedem, în schimb, această bătălie politică care nu face altceva decât să deruteze oameni. Oamenii, în schimb, nu sunt atât de proști pe cât cred unii, pentru că fiecare se uită în buzunarul. Dacă în buzunarul lui există mai mult cu un leu, e mai bine. Dacă există mai puțin cu un leu, e mai rău. Și acolo se va face, până la urmă, tranșarea acestei dispute de la televizor între unii și alții, în buzunarul omului. Dacă omul are mai mulți bani și trăiește mai bine, poate să-i spune la televizor ce ori spune. Poate să-i spune adversarii politici orice altceva, pentru că nu o să-i creadă. Ne presează și pe noi regia și buzunarul, că urmează emisiunea de muzică populară. Mulțumesc pentru prezență. Poate la o ediție viitoare vorbim mai pe larg și despre aceste subiecte, să spunem, politice, împreună cu opoziția pe care vă doriți dumneavoastră constructivă. Chiar mi-aș dori, pentru că discutăm de fiecare dată despre problemele legate de administrația județului care ne ocupă absolut tot timpul și niciodată nu apucăm să transmitem totuși anumite mesaje. Eu sunt convins că oamenii ar vrea să audă discutându-se ceva mai aplicat și despre măsurile luate în ceea ce privește codul fiscal. Aici trebuie să vă desemnați niște reprezentanți să vină, că nu prea ajung până la... Chemați-mă că vă spun eu și despre codul. Mulțumesc pentru prezență, doamnelor și domnilor, atât la emisiunea Maramureș Urează. Seară frumoasă în continuare, rămâneți cu programele TV Sighet. La revedere!